De când ploua, frunzele se lipiseră de asfalt ca într-un album. Pasagerii în tramvai făceau cursa completă și stăm să ascult cum pe geamul cu reclamă pentru vaselină antisolară, din stânga ploaia se cernea tangențial în ritm foarte ocult. Citind ziarul la ora aceasta tardivă de seară pluvială, am aflat despre bătălia din Ucraina, ce cuprindea stepa. Și m-am văzut ieșind din negur urmărit de haite de lupi, reamintindu-mi cum pe vremuri am fost hatmanul Mazepa. Norvineți se descompuneau în fulgi mari, cât niște mănuși, încremenind degetele moi pe pustietatea orbitoare de coton, cu gest standard de plasare, fără să întâlnească la salutul propus pinguinii unei latitudini de circumstanță, decupați din carton. Lucrurile despre care vorbesc se petreceau aievea, pe la 1600 și ceva. Pe atunci eram nihilist și complotam să răstorc pe țar, dar gerul pătrunzându-mă mai adânc decât lama unei săbii arabe, abandonam gândurile subversive să conspire în samovar. În privirea mea, timpul încetase să mai treacă, iar de departe lupii se mai auzeau încă urlând pe stepa nogai. Pe urmă, iată claxoane, Doamne câte claxoane! Firește se întâmplase un accident banal de tramvai. O pasageră cu ochii verzi discuta în vagon cu bunăvoință. Omul vorbește singur când ajunge cărunt. Da, am fost hatmanul Mazepa. Acum sunt funcționar cum se cade. Și pe geamul cu reclamă, cerul plângea pentru mine mărunt.